Îi fila pe proprietarii caselor, iar când aceștia lipseau de acasă, spărgea un geam și intra în casă, de unde fura tot ce vedea mai de preț. Este vorba despre un minor de 17 ani ajuns pe mâna poliției după ce ar fi golit mai multe locuințe din orașul Ialoveni. Pe durata a 4 luni, suspectul ar fi furat bunuri în valoare de 70.000 de lei. Băiatul este bănuit de implicarea în 7 cazuri de furt, 4 dintre care s-au soldat cu dosare penale. Spargerile au avut loc în perioada mai-septembrie, iar printre victimele suspectului se regăsește chiar și sora acestuia. Adolescentul a pătruns în casa surorii sale când aceasta ar fi fost plecată și ar fi sustras cazanul și caloriferele pe care intenționa să le vândă. Minorul dădea lovitura pe timp de zi după ce se asigura că proprietarii lipseau de acasă, spărgea unul dintre geamurile locuinței și pătrundea înăuntru, de unde fura instrumente electrice, aparate de uz casnic, laptopuri, cazane, calorifere, dar și bani. În cadrul audierilor, băiatul și-ar fi recunoscut vina. Totodată, polițiștii au reușit să recupereze o parte din bunurile furate și să le returneze proprietarilor. În prezent, minorul este cercetat în libertate, iar dacă vina îi va fi dovedită, el riscă amendă de până la 67.500 de lei sau pușcărie de până la 4 ani. Cercetările continuă.